În continuarea peripețiilor noastre, vom merge în localitatea Fântâna Mare, sau cum îi spunem noi, cei care îndrăgim acest cătun, Küçük İstanbul, în traducere Istanbulul Mic. Iar localitatea, denumirea localității în turcă este Başpınar. Am încercat să căutăm pe GPS Fântâna Mare, uitați aici, dar să vedem ce traseu nou. Voilà, l-a găsit. Da? L-a găsit. E, ia dă căutare pe GPS dacă găsește ticăloșiile lui nu Murat. Este nevoie de GPS pentru că aceste lucruri le vom dovedi noi în următoarele ore, filmând la fața locului și explicând atât cât cunoaștem despre istoria acestui cătun uitat de autorități în primul rând și mai ales, dar fiind vorba că este singur sat din România populat exclusiv cu comunitatea turcă, este uitat de acest Yusuf Murat, care nu a dispus măcar ca acești musulmani, deci vorbim de 256 de familii de musulmani turci, nu au un imam. În cazuri excepționale de înmormântări, oficieri religioase, de cununii și alte slujbe care se țin, noi le spunem mevlituri sau pomeni, vine un copil de pe băncile școlii din Mecidia, seminarul Atatürk, și acesta este imamul domnului muftiu. În schimb, în Poarta Albă, de unde este acest muftiu, născut, crescut, locuiesc circa 20 de familii de musulmani, iar moscheea de acolo beneficiază de un imam profesionist. Păi înseamnă că slujbele respective sunt lovite de nulitate dacă acel copil venit nu știu de unde nu are calitatea spirituală, religioasă, păi, de a ține aceste slujbe. Da, păi haideți să vă spun mai multe detalii în acest sens. Acest Yusuf Murat nu este la prima abatere când își promovează oamenii necalificat. A fost vorba de un precedent tot la acest sat, unde acest Yusuf Murat și-a permis să numească un imam necalificat în persoana lui Leden Dede. Așa se numește acest individ. Normal, el ca muftiu, dacă nu are studiile recunoscute și echivalate de către statul român, de ce să nu aibă și imam necalificați precum el? Deci, în opinia mea, Yusuf Murat are studii doar în teologie, respectiv Facultatea de Teologie din Târgoviște, a mai mult, datorită prietenului acestuia cu care se afișează la diferite emisiuni televizate, și mă refer la domnul Teodosie. Ce calitate are domnul Cumpăna, acest Teodosie? Ce funcție are? Teodosie, ce funcție este are? Este arhiepiscop. E, ăla e. Auzi, arhiepiscop, prieten bun cu domnul Yusuf Murat, sub îndrumarea și binecuvântarea, ca să-l citesc pe domnul Yusuf Murat, acesta din urmă și-a dobândit doctoratul în drept canonic. Deci omul nu are studii recunoscute de imam ca să ocupe această înaltă funcție în fruntea comunității musulmane, în schimb are facultate de popă, domnule.
uite aici să... Uite, m-au făcut bilinc, mă. Stai așa că oprim aici un pic să să pozeze. Spriți aici. Stop. Hai să vedem. Fântâna Mare scris cu Ă din I. Da. Deci nu, nu respectă recomandările Academiei Române în ceea ce privește noile modificări. Deci este incredibil ce văd. Nu mi-am imaginat că poate exista așa ceva. Dincolo de acești boscheți, sub coroanele acestor copaci, această lizieră, care înțeleg că se întinde pe sute și sute de metri, se află morminte. Și atenție, unele sunt proaspete. Uitați, acesta este din 2006. Da? Deci ceea ce vedeți, oameni buni, reprezintă un cimitir musulman abandonat din punct de vedere administrativ, pentru că nimeni nu se preocupă să-l curețe, să-l amenajeze la modul cel mai civilizat și cu respect față de cei morți. Uitați, morminte din 2011, din 2010. Este ceva inimaginabil. Ce face muftiatul? Ce face personal acest Iusuf Murat, un ticălos, ales numai el știe cum, să-și bată joc de proprii cetățeni? Vrei să spun ceva? Ăsta nu va mai fi cimitir în vecii vecii. Adică cine va defrișa pădurea asta? Nu, dar au defrișat cimitirul, se întindea pe kilometri. Care filmele? Mergeam de nesăturăm. Undeva. Deci, oameni buni, trebuie să fiți aici ca să vedeți și să vă convingeți implicit despre tragedia de aici, despre dezastrul care este aici. După, de exemplu, după acea piatră funerară, care este din 1970, conform celor înscrise pe ea, sunt alte morminte. Da? Mii de morminte, nu alte morminte. Da. După sau sub această lizieră de boscheți, așa, se află morminte. Se află oameni îngropați. Ce face muftiatul? Ce face Iusuf Murat? Este, mă rog, este strigător la cer. Această comunitate din singura localitate din România populată numai de etnic turci, culmea, tocmai această comunitate nu are reprezentant religios. Aici, ferească Dumnezeu, atunci când trece un musulman în neființă, Iusuf Murat își cheamă un învățăcel de pe băncile liceului Ataturk din Megidia și ăla face slujba de mormântare. Vă întreb, eu nu vreau să arăt cu degetul la cei copii, dar spuneți-mi dumneavoastră câtă experiență are un astfel de copii, pentru că, să vă mai spun un secret, faptul sau ceea ce m-a revoltat mai mult a fost telefonul unei mătușe. A murit cineva și m-a sunat, dai unchiule în limba română, ne-a adus un copil, nu știe să țină Coranul în mână, n-avem cu cine să ne mormântăm ruda, ce ne facem? Deci așa se întâmplă că singura localitate din România nu are imam. În schimb, localitatea în care s-a născut acest Iusuf Murat, cu circa 20 de familii, are imam calificat, domnule. Biserica sau moscheia din această localitate nu a beneficiat de acel program de încălzire prin pardoseală. Dar, într-un fel, este bine, pentru că ceea ce s-a făcut cu ajutorul TICA
Politica, fiind o organizație guvernamentală a statului turc, prin care s-a finanțat modernizarea, respectiv dotarea moscheilor cu încălzire prin pardoseală, s-a făcut cu nerespectarea normelor în materie. Avem informații și lucru văzut, inclusiv de mine, de exemplu, la geamia din Cumpăna, fiind cea mai nouă construită, acea rezistență care încălzește pardoseala este pus sub covorul pe care se așează în uriașul. Imaginați-vă dumneavoastră, în caz de umiditate, de ceva, ai intrat și ai murit acolo. Păi Enelul. Am sesizat. Inspectoratul de stat pentru... Domnul Cumpăna, eu vă pun... Construcții și cel ISU. Exact, exact. Și-au dat avizele? Deocamdată vă pot spune doar următorul lucru. Eu am sesizat ISU, am sesizat Enelul, am numere de înregistrare. Aceste documente deocamdată vi le pot pune în... Să presupunem că sunt în stadiu de cercetare. Da. Da? Urmează să vină reprezentanți să se convingă despre sesizarea pe care ați făcut-o. Vreau să mai facem o precizare, și anume faptul că acest mezarlâc, da, sau cimitir turcesc, da? Da? Pentru înțelesul tuturor, se află pe un deal la câțiva kilometri de localitate. Da. Da. Da? Da. Pe un drum accidentat. Vai de noi cum am ajuns aici. Stau și mă întreb, când plouă torențial, când este zăpadă și gheață, cum se ajunge? Vedeți dumneavoastră, aici muftiatul nu s-a implicat. Cel puțin putea să modernizeze drumul până la limita... Domnul Ali, vorbeam și chiar glumeam când eram pe drum. Cred că asfaltul este de pe vremea lui Gheorghiu Dej. Și nu exagerez. Da, nimeni nu s-a ocupat după 1989 de acest drum. Ne acumpână. După cum vedeți, ăsta este patrimoniul cultului musulman din România, avansând, veți vedea morminte care în negura timpului s-au pierdut fie șrițul de pe pietrele de făcut. Da? Trebuie să fim artiști acum după aici, să te cerțuri, uitați, aici am test pietrele. Trebuie să fie artiști. Aceste pietre ne arată, ne indică locul că sub acest pământ se odihnesc niște musulmani. Te întreb, domnule muftiu, de câte ori ai pășit în astfel de locuri, de câte ori te-ai interesat de soarta musulmanilor din România? Domnul Cumpăna, vorba dumitale din reportajul de dincolo de la Filizirul Iisus, de aici încolo... Începe jungla. Începe jungla. Îl invităm pe domnul Iusuf Murat, muftiul comunității musulmane din România, să vină dumnealui să avanseze de aici încolo, sau să vină să-mi spună și mie cui aparține acest mormânt. De aici încolo să vii dumneata, domnul muftiu. Este incredibil. De ce să nu fim sinceri cu realitatea? Și în cimitirile ortodoxe există mizerie, există buruieni, există boscheți. Dar pe unde am fost în anii de existență, în anii mei de existență, nu am văzut așa ceva. Este incredibil. Așa este. Incredibil. Din păcate este și adevărat, domnul Cumpăna. Vedeți dumneavoastră, în 12 ani de mandat, 12 ani, domnule Cumpăna, nu-i 12 luni, putea
măcar să vină, o să întrebăm, o să încercăm să întrebăm localnicii din sat, să ne spună de câte ori l-au văzut pe acest muftiu în acest sat. Vă dau eu răspunsul de pe acum, nu l-am văzut niciodată. El se consideră semizeu, nemuritor. El se consideră ales pe viață, nu de mult, unui activist civic din partea comunității musulmane i-a mărturisit că el va mai fi ales încă 20 de ani de acum încolo. Pe ce se bazează? Pe susținerea din afară, exact. Pe susținerea unor oameni cumpărați sau, mai bine zis, plătiți de el. Vedeți dumneavoastră, aici e vorba, el ca să preia controlul asupra comunității musulmane, în Shura Islam au fost introduși 9 laici. De aici pleacă tot dezastru. De exemplu, laicii sunt oameni ca și dumneata care n-are nicio tangență cu religia. Adică să fie profesionist în religia islamă. Am înțeles. Ori, dacă un imam face o abatere, ăsta care toată noaptea stă la șpriț cu gagica la alături, așa, a doua zi vine să judece disciplinar un imam care a terminat niște cursuri de teologie islamică. Cum poate să vină unul care este Sergep, Jelil? Am înțeles că este alt penal. Normal. Dar vreau să vă întreb altceva, domnul Ali. Dom'le, nimeni nu este nemuritor, așa cum nimeni nu este de neînlocuit. Să presupunem că acest individ penal nu va mai fi ales. I se va sfârși și mandatul și așa mai departe. Dom'le, comunitatea, sunt convins că are pe cine să pună în loc. Eu m-am întâlnit cu oameni extrem de inteligenți, extrem de capabili, care oricând îi pot lua locul. Exact. Din punct de vedere profesional vorbesc. Vedeți dumneavoastră, aici ați punctat foarte bine latura profesională, dar alegerea muftiului pe cale ierarhică se face prin intermediul clerului musulman, adică a toți hogii sau imamii. Un fel care... de sinod, cum este la ortodox. Așa, da. Da. Bun, care păstoresc în diferite localități populate de comunitatea musulmană. Am înțeles. Nu contează că sunt turci sau tătari. Comunitatea musulmană. Bun. Numai că până când nu vom elibera controlul financiar a Republicii Turcia, nu vom putea garanta un șef de cult. Am înțeles. Ce obligații are guvernul turc să-l susțină, da, și să-i plătească în continuare poziția de muftiu? Pentru... Înseamnă că este un supus, nu un supus, un slugarnic, da, este ușor manipulabil, da, și la dispoziția guvernului turc. Exact. Nu a comunității musulmane. Haideți să vă spun. Statul turc, pentru comunitatea propriu-zisă, n-a făcut mai nimic. În schimb, statul turc, ca să dețină controlul absolut asupra maselor, și aici bănuiesc că sunt și interese economice, da? Și-a numit propriul muftiu. Da, stați puțin, că intrăm în altă zonă. Spuneți, vă rog. Cetățenii, adică musulmanii, sunt cetățeni români. Da. Ei au, ca să spun așa, obligații, dar și drepturi din partea statului român. Exact. Ceea ce spuneți dumneavoastră că ar face guvernul turc, mi se pare o imixtiune grosolană în treburile interne ale României. Exact. Aceste imixtiuni eu le-am sesizat tot ce presupune autoritate. Și vă pot Ați avut dovedi. Întâlniri cu ambasadori, diplomați, consuli, reprezentanți ai Turciei. Da, am avut o întâlnire cu un reprezentant. Nu dați nume, mai bine nu, pentru protejare. Nu, normal, protejare. Vreau să spun din partea Dianetului, adică reprezentantul cultului musulman trimis de către statul, oficialul statului, așa, prin care am încercat să-i transmit aceste mesaje. Multe dintre aceste mesaje le cunosc și ei, dar nu poate să intervină un singur om să dărâme un munte, pentru că el are o susținere grosolană. Cum poate un
om care nu are nimic de a face cu moralitatea. Este simplu, este ușor șantajabil, da? Și manipulabil, da? De aia este el, cum să spun, este supus, da? Și slugarnic față de interesele altora. Da? Vedeți dumneavoastră, este foarte ușor de a fi șantajat tocmai prin faptele pe care le-a comis, da? Și sigur că are cel puțin un dosar și mai multe, da? Vedeți dumneavoastră? Și de aceea el nu mișcă în front. Eu înclin să cred că el are doar susținerea statului turc, pentru că, repet, statul român este condus prin instituții, abilitate. În condițiile în care eu sesizez și dovedesc actele și faptele penale a acestui Iusuf Murat și nimeni nu ia nicio măsură împotriva lui, înseamnă că este mai mult decât strigător la cer. Înseamnă că corupția se extinde, domnul, la o scară mult mai mare. Să nu uităm că și cetățenii români, da, de origine musulmani, au drept de vot. Deci ei sunt manipulați și de politicienii români. De-aia vă spuneam, cine deține controlul asupra maselor, ăla este băgat în seamă. Da, și de acum cine puterea? Poate, accede la putere. Exact. Acum poate înțelegeți de ce acest Celil Esergheb, pretinsul președinte al comunității tătare, ține cu dinții de putere în condițiile în care există o decizie definitivă prin care a fost scos în afara legii. Atât el, cât și Consiliul Reprezentanților. Deci, din câte am înțeles, Uniunea turco-musulmană, da? Turco-tătară, da, haideți să le... N-a mai avut reprezentant și nu are în Parlamentul României. Nu are nici buget, nimic. Deci nu mai dispune de acel milion de euro pe care îl primește comunitatea musulmană de la statul român. Exact. Dar eu vă dovedesc altceva. Vă rog. De când a rămas în afara legii, deci, repet, e vorba de Esergheb Celil și staful acestuia din Consiliul Reprezentanților al UDTMR, acesta nu face altceva decât să se folosească de trecut, prin șantaj. Vă voi dovedi cu zeci de dovezi implicarea statului turc la diferite evenimente. Ba mai mult! Deci vine statul turc și îmi recunoaște un om scos în afara legii, se duce, dă mâna cu el, se duce, îl vizitează la sediul Uniunii. Mai mult de atât, domnul Cumpână, există o mafie cu primăriile unde trăiesc comunitatea musulmană. Și aici vă dau un exemplu, un simplu exemplu de la Valu Traian. Valu Traian a finanțat activitatea ilegală a comunității tătare. Asta vreau să vă spun. Văd că această Uniune continuă să apară în presă, că organizează sau este parte la diferite manifestări. Vreau să vă pun o întrebare la care nu este obligatoriu să-mi răspundeți. Vă rog. Și nu înseamnă că dacă nu-mi răspundeți, poate fi interpretat răspunsul. Dumnezeu, având în vedere asemenea fapte grave, cu implicări externe în problemele comunității musulmane, care sunt care este reprezentată de cetățeni și compusă din cetățeni români. Ați sesizat vreodată un anumit serviciu român de informații? Inclusiv serviciile române de informații. Eu vă mulțumesc pentru sinceritate. Deci inclusiv ambasada. Domnule, spuneți-i la aia că atașații din România așa contravin principiilor de drept din țara în care m-am născut și al cărui cetățean sunt. Deci n-are cum să vină ambasadorul Turciei la București și să încalce efectiv o decizie pronunțată de instanțele românești. Ba mai mult, domnul Cumpână, mulți poate nu știu, după ce Celil Esergheb și staful acestuia din
din Consiliul Reprezentanților a fost scos în afara legii, a urmat un alt proces. Asta ce s-a întâmplat urmarea acestui proces, care, repet, și acesta are pronunțare definitivă. S-a scos, deci, în afara legii, odată prin primul proces, iar în al doilea proces au fost radiați din grefa asociațiilor și fundațiilor din România. Oamenii ăștia nu mai au nicio calitate să organizeze sub sigla UDTMR activități sau să ia decizii. Este vina autorităților române că permite această ilegalitate. După cum vedeți, oameni buni, asta e jungla muftiului Iusuf Murat. Acest om încasează lună de lună 1800 de lei din partea guvernului român. În condițiile în care un imam de rând încasează undeva la 1000 de lei. Iată de ce Iusuf Murat nu a luat nicio măsură pentru normalizarea salariilor imamilor. De ce? El și-a declarat vreodată averea? Nu și-a declarat absolut niciodată averea. Din informațiile mele, el deține un apartament destul de valoros, la circa 60 sau 80 de mii de euro, într-un anumit cartier al Constanței. Plus că mai are o proprietate prin Poarta Albă, da? Dacă nu greșesc, unde recent a avut un scandal cu fosta soție, dar noi intrăm în detaliile astea. Păi de unde atâta, totuși? Păi haideți să vă spun... El nu este în vârstă, câți ani are el? Da? 40 de ani să fie, nu deci are, este nu foarte oricum, tânăr. Da. N-a avut timpul necesar să acumuleze averi. Haideți să vă spun ce se întâmplă. Printre altele, Iusuf Murat deține monopolul asupra cărnii de sacrificiu. Wow! Da. Înainte cu 2-3 săptămâni de Curban Bayram sau sărbătoarea sacrificiului la musulmani, în Poarta Albă, la ferma tatălui, da, prin care el își face afacerile, își recrează afacerile, vin zeci de tiruri de animale pentru sacrificat. Ce se întâmplă? Oi și berbeci. Oi, berbeci și... Da, da. Conform tradiției. Conform tradiției, bineînțeles. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Dacă ați urmărit în presă, atât comunitatea tătară, cât și comunitatea turcă, și cât și organizațiile guvernamentale și alți oameni de afaceri cumpără cu ocazia sărbătorii sacrificiului aceste animale. Deci, având monopol, toate aceste animale se ia numai de la ferma lui taicăsul lui Iusuf Murat. De fapt, uh-huh, este ferma lui, dar așa se întâmplă. Și sacrificiile se fac cu respectarea normelor. Din câte am auzit, nu numai că nu există acte de proveniență. Aici e vorba de milioane. Da? Nu există, cum să vă spun eu, nu face un ritual. Am înțeles că vine cu jeep-ul în mijlocul firmei, face un fel de rugăciune, slujba, iar animalele, da, sunt sacrificate contrar religiei islam de către creștini. Care ar fi respectarea religiei islam în ceea privește sacrificiul? Domne, ca să se înțeleagă. Deci, din câte știu eu, este un ritual, unii face, adică trebuie să pui animalul pe partea stângă, trebuie legat doar la trei picioare și în ajunul sacrificiului sunt, de exemplu, în satul meu se pune câna. Câna este o vopsea care și indienii ați văzut, unii vopsesc părul, e ceva. Așa. Sunt anumite tradiții, să spunem. Dar niciodată în Coran, și chiar m-am interesat, n-are voie să sacrifice un creștin curbanul, pentru că acest curban reprezintă sacrificiul... Am înțeles. Da. Deci asta se întâmplă. De unde spuneți că de unde are Iusuf Murat bani? Păi, având monopolul, el are în Shura Islam 4 reprezentanți din partea Uniunii Turce, 4 din partea Uniunii Tătare, plus directorul de la spuneți dumneavoastră, de la liceul din Megidia, Atatürk.
Deci ei dețin controlul asupra tot. Toate oile se ia de la acest Iusu Murat. Pentru că altfel nu se poate. Dar problema e că aceste animale se împart populației, domnule. Animalele sunt tăiate în stână acolo și nu în altă parte. A venit vreodată cei de la direcția sanitar-veterinară să controleze în condițiile în care acestea, an de an, vezi, dacă intrați în presă, 4-5 mii de pachete. Domnule, 4-5 mii de colete din partea musulmanilor, ăsta a comunității musulmane, 4-5 mii din partea tătarilor, 4-5 mii din partea muftiatului, 4-5 mii, dar ciudat este, dacă observați, pachetele unde se laudă acest muftiu că le împarte, este menționat acolo cu donații. Deci nu din fondurile, spuneți dumneavoastră, a cultului musulman. Pentru că este o metodă propagandistică, exact, mai mult decât religioasă, exact. Cam cum face sau făcea PSD-ul în campaniile electorale, exact. Acele celebre sacoșe, cu ulei, exact. Cu un pui congelat. Exact, și prin asta, cred că am încercat să vă explic latura infracțională. Dar mai mult de atât am prezentat în presă, știți foarte bine, problema sau speța geamiei Hunchiar din Constanța. Acest om, deci a cedat prin semnătură teritoriu revendicat ulterior, în care s-au băgat 50.000 de euro necontabilizați. 26.500. Aveți dovezi pentru că faceți niște afirmații, domne, extrem de grave. Pentru 26.500 am văzut dovezi. Am văzut și eu acele chitanțe semnate de mână. Deci, credeți-mă, până și în acel caz, Iusu Murat i-a tentat pe cei care au venit cu banii la valiză. Pentru că doar o singură chitanță din cele trei are ambele semnături și ambele ștampile. Celelalte două are doar ștampila și muftiatului și bănuiesc că celălalt care ar fi trebuit să aibă ștampila, semnătura i-a fost falsificată. Da, bine, m-am exprimat eu pleonastic, semnate de mână. Normal că se semnează cu mâna, dar mă referam la faptul că o asemenea sumă, nu între două instituții sau între o instituție, persoană juridică și o persoană fizică, da, se contabilizează pe baza unei facturi, dar nu o chitanță de mână. Normal, astea se normal ar trebui să aceste tranzacții se fac bancar. Corect. Da, trebuie să existe un extras de cont și celelalte proceduri care este o spălare de bani. Exact, asta am vrut să spun. Da. Dar regretabil este, în calitate de cetățean român, Și enoriaș, al cultului, da? În condițiile în care îmi sesizez instituțiile, reprezentanții pe care noi îi votăm să ne reprezinte, și îi plătim, aceștia se dovedesc an de an să fie antiromâni. Da, domnul Ali, ca o concluzie sau ca un rezumat, acest Iusu Murat a fost ales fraudulos și se menține în această funcție în mod fraudulos. Este un individ cu fapte penale comise, da? Este un personaj lipsit de demnitate și de moralitate, da? Am scris, și-a părăsit familia și copiii, în urmă cu 3 luni a produs un scandal monstruos, de a fost nevoie de intervenția ambulanței și a mascaților în Poarta Albă. Este bănuit că ar fi susținut și de forțe oculte din afara țării. Este bănuit, precizez. Și sunt unele suspiciuni sau dovezi în acest sens. Ce puteți să mai adăugați? Cât timp va mai fi susținut, cât timp va mai fi ales
Și ce se impune în continuare? Deci aș începe cu ultima întrebare. Cu ce se impune? În primul rând se impune ca autoritățile să dea dovadă de respect față de noi. Așa, să dea curs sesizărilor pe exact, care le-ați făcut. Exact, să dea curs sesizărilor și nu să țină documentația la blat. Da. Deci, sesizări pe care eu le-am văzut, despre care știu, sunt susținute de dovezi. Da? Autoritățile nu trebuie decât să cerceteze și să se convingă de ceea ce reclamantul a sesizat. Domnule Cumpănă, într-o altă ordine de idei, eu vreau să vă întreb următorul lucru, că ești român ca și mine. Domnule Cumpănă, am ajuns în țara mea să n-am dreptul să sesizez o infracțiune. Sau dacă o faceți, nu vi se ia în seamă. Exact. Nu îi se dă număr de înregistrare. Exact. Da. Mă rog, de luni de zile, telefoane și astea, la autoritatea pe care am sesizat-o, domne, nu vreau lămuriri despre cursul anchetei. Te-am rugat doar, dă-mi și mie numărul ăla de înregistrare, ca să am și eu o dovadă că... V-ați gândit ca să depășiți stadiul de persoană fizică, să aveți inițiativa unei organizații, a unui grup, a unei alte formațiuni, nu paralelă, să o înlocuiască pe cea actuală, pentru că văd, constat, că așa nu se mai poate. Domnul Cumpână, eu sunt un om care nu am experiență mare, dar eu prin ceea ce fac, și ar trebui să rețină toți cei care zice că eu sunt motivat să fac aceste lucruri. Nu, domnule, eu vreau să las în urmă ceea ce am găsit de la părinții mei. În primul rând, respect față de cei din jur. Să se respecte ca limba maternă, să se vorbească în casă, ca atunci când ești pe drum. Și dați-mi voie, dacă mi-e permis, să fac o paranteză. Domnule, eu mergeam la școală, știam să scriu, să citesc, iar limba fonetic, limba română fonetic, am învățat-o cu copiii pe stradă. Vă dați seama la ce stadiu am ajuns încât copiii noștri nu mai știu să articuleze două cuvinte în limba maternă. Deci, revin la întrebarea dumneavoastră. Ceea ce fac eu, nu fac decât să sensibilizez. Să trag un semnal de alarmă, pentru că urmare a acțiunilor acestui muftiu, musulmanii din România sunt semi-convertiți la ora asta. Mulți nu mai știe ce e la ritual. Vedeți problemele... Am văzut cum arată cimitirile. Da. Sunt convins că și în alte zone ale județelor unde vom merge, este același dezastru. Și ca să ne apropiem de final, Dobrogea este cunoscută ca fiind țara minorităților. Și iată că găsim aici o minoritate care este compromisă de chiar reprezentantul ei, acest ticălos de Iusuf Murat.